Absolvenții ciclului gimnazial și liceal care au obținut media 10 la examenele naționale de anul acesta ar putea beneficia de premii din partea guvernului. Executivul a pregătit un proiect de hotărâre în acest sens. Conform acestui proiect, fiecare absolvent al clasei a 8-a care a obținut media 10 la evaluarea națională sesiunea 2021 ar urma să primească un stimulent financiar în valoare de 1000 de lei. Proiectul guvernamental mai prevede ca fiecare absolvent de liceu care a obținut media 10 la bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021 va primi un stimulent financiar în valoare de 3.000 de lei. Conform statisticii, anul acesta, 163 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul maturității sesiunea iunie-iulie 2021, iar 132 de absolvenți ai clasei a 8-a au obținut media 10 la evaluarea națională.